Însă zic ca în toate numele Domnului să fie binecuvântat și amin. Eu cred că v-ați rugat la început ca Domnul să dea descoperire prin cuvânt. Trag nădejde că măcar pe cineva de aici va asculta și ne va da ajutor. În planificarea bisericii așezasem pentru dimineața aceasta un alt psalm, psalmul 78. Și de acolo alesesem primele 8 versete care vorbesc despre mandatul părinților în poporul lui Dumnezeu. Dar mi se întâmplă câteodată, cugetând asupra cuvântului lui Dumnezeu, că în ultima clipă, sâmbătă noaptea, la oră târzie, se capăt o altă călăuzire și o altă direcție și așa că în dimineața aceasta am ajuns să citesc până la urmă câteva versete din psalmul 139, un psalm scris de omul lui Dumnezeu, David. Cuvintele acestea au fost scrise așadar în urmă cu 3000 de ani. Și când te gândești la aspectul acesta, te-ai putea întreba oare ce ar putea să ne învețe un părinte care a trăit în urmă cu 3000 de ani pe noi cei de astăzi, care trăim în niște vremuri atât de departe de vremurile lui și în niște condiții atât de diferite de condițiile în care a trăit David. Dar vreau să vă spun că adevărurile despre care David vorbește aici, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, nu sunt adevăruri care țin de o anumită cultură, de anumite circumstanțe, de anumite locuri. Sunt adevăruri cu valoare veșnică și câtă vreme vor fi oameni pe pământul acesta, cuvintele pe care David le-a scris atunci vor fi potrivite, vrednice de a fi ascultate, primite și urmate de către orice părinte. Sigur că dimineața aceasta mă voi referi din când în când și la pasajul acela de 8 versete din Psalmul 78, scris de omul Dumnezeu Asaf. Luând adevărul și de acolo, luând și din cuvântul pe care l-am citit și punându-le pe toate împreună, aș vrea să împărtășesc astăzi cu cei 6 părinți câteva lucruri din cuvântul lui Dumnezeu și cred că mesajul acesta ar putea să fie pentru toți cei prezenți în casa lui Dumnezeu. Vreau să precizez de la început că s-ar putea unele din lucrurile pe care vi le voi spune să vă pară tari și grele de tine. Dar vreau să vă spun că subiectul acesta, nașterea de copii, creșterea copiilor, este un subiect prea important pentru ca să ne jucăm cu jumătăți de măsură. Vă voi vorbi cu curăție de inimă și mă voi strădui să vă spun lucruri pe care le-am descoperit din Cuvântul lui Dumnezeu. Lucruri pe care noi, părinții creștini, trebuie să le știm, trebuie să ținem seama de ele. Cu atât mai mult cu cât în ultima vreme, nașterea de copii a generat atât de multe discuții chiar în poporul lui Dumnezeu. O lucrare pe care Dumnezeu o face, pentru că El este direct implicat în nașterea de copii, a ajuns să fie lovită în ultima vreme, nu numai din afara bisericii, de artileria grea din afara bisericii, ci cu tristețe trebuie să o mărturisesc, lucrarea aceasta pe care o face Dumnezeu, în viețile noastre și în familiile noastre, a ajuns de o vreme încoace să fie lovită și de către predicatori și de către scriitori creștini. Până nu de mult, părinții noștri, creștini cu teamă de Dumnezeu, știau cum stau lucrurile cu lucrarea aceasta. Dar am spus, de o vreme încoace s-au întâmplat niște schimbări în mentalitatea creștinilor și mi-a fost dat să îmi arunc privirile prin unele cărți de specialitate scrise de medici presupus creștini, care promovează în poporul lui Dumnezeu niște învățături foarte stricăcioase. Niște învățături care intră în contradicție cu Biblia și aș spune eu din start o întrebare. Poate fi considerat creștin un om care promovează, fie în scris, fie verbal, niște idei care intră în contradicție cu spiritul Bibliei, cu voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită? Eu cred că nu. Și totuși oamenii aceștia scriu și cărțile lor sunt tipărite și răspândite printre creștini, și mulți dintre creștinii de astăzi, mai cu seamă familiile tinere, sunt foarte vulnerabile la aceste idei. Una dintre aceste idei,
care într-o formă subtilă încearcă să-și facă loc în poporul lui Dumnezeu, este aceasta care are o anumită formă de suprafață, de evlabil, de înțelepciune omenească sau logică. Și zic oamenii din vremea de astăzi, multe femei din societatea modernă, este trupul meu și eu fac ce vreau cu el. Eu decid. Învățători de felul acesta, să știți că au prins foarte mult teren în ultima vreme, mai cu seamă printre familiile tinere din poporul lui Dumnezeu. Și pentru că am responsabilitate, cel puțin deocamdată, în locul acesta, eu vreau să vă vorbesc potrivit cu Scriptura. Dacă voi greși și veți constata că am greșit, vă rog să-mi spuneți. Dar eu cred că vă voi vorbi cu curăție de inimă, dorind binele tuturor familiilor din biserică și doresc în locul acesta adevărul lui Dumnezeu să fie proclamat cu îndrăzneală și neamestecat cu învățături de o vârșie omenească. Am constatat cu tristețe, și asta o spun iarăși ca într-o paranteză, că în vremea de astăzi există mai multe femei care sunt dispuse să iasă la marșuri în stradă, să protesteze împotriva vânării focilor din Arctica sau Antarctica sau împotriva eutanasierii câinilor hoinari din București sau din alte orașe ale Europei, dar stau nepăsătoare în fața valului de crime care curmă vieți de copii încă nenăscuți. Și fac lucrul acesta fără să aibă remușcare de conștiință. În lumea medicală se poartă dezbateri la nivel înalt să se stabilească oarecum pe o bază științifică de la ce vârstă copilașul acela încă nenăscut, aflat încă în pântecele mamei sale, poate fi socotit o făptură omenească, poate fi socotit ca o ființă care să aibă drepturi, de la ce moment anume. Și problema este că oamenii aceștia, cu multă pregătire științifică, încearcă să ia hotărâri fără să țină seama de izvorul vieții, de Creatorul nostru, de Dumnezeu. Cel mai autorizat să se pronunțe într-o asemenea problemă. Și ei vor să decidă, știți de ce? Pentru că ar vrea să dărâme ultima barieră care mai stă în calea acestor fără de legi, și anume mustrarea de conștiință. Pentru că în momentul în care, mai știu eu, niște medici cu înaltă pregătire vor stabili că un copilaș merită statutul de ființă omenească numai după ce se naște lumea aceasta și nu înainte, o grămadă de părinți vor socoti că nu e o problemă dacă vor curma viața acestui copilaș. Aș vrea să vă spun, dragii mei, întemeiat pe Cuvântul lui Dumnezeu, că lucrurile stau foarte diferit de cum le promovează și le susțin oamenii din ziua de azi. Iar noi, dacă suntem creștini, dacă spunem că credem în Dumnezeu și dacă al lui Dumnezeu cuvânt ne este lumină și călăuză, noi nu putem să spunem altceva decât ceea ce spune Scriptura. Am două temeiuri, cel puțin, în pasajul acesta, care mă fac să afirm cu îndrăzneală, cu tărie, să mă contrazic cu oricine, dacă va trebui, că un copilaș merită statutul de făptură umană, cu drepturi depline, cu multă vreme înainte de a vedea lumina zilei. Este, dacă vreți, un copilaș încă înainte de a apărea în lumea aceasta, să-l putem vedea și noi, el este o lucrare a lui Dumnezeu. Zice omului Dumnezeu David aici, în primul rând așa. Parcă stă de vorbă cu Dumnezeu când scrie cuvintele acestea. Tu mi-ai întocmit rărunchii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Și adaug el, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Ceea ce spune David aici, în primul rând, este faptul că un copilaș, atunci când se zămislește în pântecele mamei lui, el este obiectul lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși este implicat în ce se întâmplă acolo, în acel loc despre care psalmistul zice, un loc tainic.
Dumnezeu însuși creează tot ceea ce se creează acolo. Și David folosește aici două verbe foarte importante. Unul dintre ele este antocmi, iar altul este verbul atese. Acum, nu știu câți dintre ascultătorii mei de aici au vreo idee ce înseamnă atese. Nu știu câți ați avut oportunitatea să vedeți un război de țesut. Acel obiect impunător pe care bunicii noștri și înaintașilor îl aveau în casele lor și cu ajutorul căruia țeseau acele materiale din care își făceau haine. Mi-aduc aminte vremea copilăriei mele fragede, așa ca prin ceață. O vecină, o femeie în vârstă, vecină de-a părinților mei, avea în casa ei un asemenea război de țesut. De multe ori o priveam uimit, văzând cu câtă îndemânare mânuiește suveica și sub mâinile ei îndemânatice, suveica alerga cu iuțeală de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga și bătea cu războiul acela de țesut și din mâinile ei, în cele din urmă, ieșea o țesătură. Pentru mine era o uimire, un miracol. Astăzi noi nu mai știm despre lucrurile acestea. David zice, Doamne, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Acum, dacă Dumnezeu este implicat în lucrarea aceasta, dacă El pune la oaltă, după o rânduială știută de El, pe care noi oamenii aveam apucat să o descifrăm măcar în parte, dacă El întocmește acolo și eu și tu zicem nu și stricăm lucrarea lui Dumnezeu, ce părere aveți dumneavoastră? Dumnezeu se bucură de lucrul acesta? Fără îndoială că nu. Lucrarea aceasta este o lucrare pe care o face Dumnezeu. Mai mult decât atât, El adaugă psalmistul David, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Aș vrea să vă spun că atunci când David scrie uimit că el se vede o făptură minunată, David nu se uita în arama aceea lustruită care ținea în vremea aceea loc de oglindă în casele împărătești. David nu era marcat de narcisism. Că ori de câte ori trece prin dreptul acelei oglinzi improvizate să arunce pe furiș o privire, să studieze bicepsii, să studieze pectoralii sau six-pack-ul sau ce ar mai fi. David, când vorbește despre lucrurile acestea, era un om în vârstă, destul de înaintat în vârstă, nu mai era un tânăr. El când spune că se vede o făptură minunată, el nu se uită la exteriorul lui. Probabil că părul lui bălai de altă dată se mai rădise, probabil că acele trăsături frumoase ale chipului lui din tinerețe deja se mai schimbaseră cu anii. Dar David afirmă un lucru extraordinar. Doamne, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Știți la ce se gândea David când scria lucrurile acestea? Se gândea la felul în care Dumnezeu a alcătuit ființa aceasta omenească. Adevărul este că atunci când te uiți la făptura omenească, la modul în care este alcătuită și funcționează, dacă ești sincer cu tine însuți și nu ești rob al unor prejudecăți semănate în mintea ta de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, rămâi uimit. Pentru că în fiecare zonă a corpului omenesc, dacă vei privi, vei găsi inginerie de cel mai înalt nivel. La orice mădular al ființei omenești, dacă te vei uita cu atenție și vei studia funcționalitatea, vei rămâne uimit. Pentru că acolo vezi înțelepciune și vezi acolo putere așezată de Dumnezeu. Nu poate fi omul un rezultat al ciocnirii unor atomi orbi. Nu. Cine a zidit o mână creatoare și o înțelepciune fără de hotare. Și înțelepciunea aceea noi îl recunoaștem pe Dumnezeu. Aleluia. Numai la ochiul omenesc, dacă vă gândiți cât de minunat este alcătuit El. Citeam undeva, într-o revistă de specialitate, că depășește cu mult
cel mai performant aparat fotografic inventat de oameni și pe care îl puteți găsi în comerț. După spusele specialiștilor, ochiul omenesc ar avea cam 120-130 de megapixeli. Și cele mai sofisticate aparate pe care noi le putem cumpăra din comerț, probabil că ajung undeva pe la 35 de megapixeli. Vă dați seama diferența? Și în spatele unui aparat de fotografiat de 35 de megapixeli stau mii și zeci de mii de ore de cercetare prin laboratoare și minți de ingineri și atâtea calcule și esei încercări de tot felul. Și ochiul omenesc le depășește de departe pe toate acestea. M-am gândit la ochiul omenesc, cred că odată am mai vorbit despre lucrul acesta. Cât de complex este în funcționalitatea lui. Cum primește toate impulsurile acestea din exterior, cum le transformă pe toate în impulsuri electrice și le transmite prin intermediul nervilor până într-o anumită zonă din creier și acolo decodifică semnalele și le transformă din nou în impulsuri luminoase și la nivelul creierului se formează iarăși imaginea aceea frumoasă, cu atâta bogăție de culoare. Ochiul omului, dacă ar fi să ne gândim doar la el, este o minune a tehnicii la care ingineria încă n-a ajuns. Ignorați lucrul acesta. Gândiți-vă la inimă. La această pompă care timp de 70, 80 și 90 de ani funcționează cu regularitate și rar se întâmplă să trebuiască intervenții la ea. La o mașinărie inventată de oameni, reparațiile sunt necesare mereu și mereu. Întreținere, revizuire, verificări și alte lucruri de felul acesta. Ficatul omenesc, o adevărată industrie chimică, dacă vreți, un combinat chimic de mari dimensiuni, dar parcă e totul comprimat. Și aș îndrăzni odată să spun ce spuneam mai înainte. În orice zonă a trupului omenesc te uita, vei descoperi, dacă știi să te uiți cu băgare de seamă, inginerie la cel mai înalt nivel. Cea mai înaltă înțelepciune cunoscută sub soare. Și suntem opera lui Dumnezeu. De aceea David, când se uită el în oglinda aceea de aramă lustruită și zice cât de minunat m-ai creat, el nu se uită la cum îi stă urechile, cum îi stă părul. El se uită la făptura omenească drept la o lucrare a lui Dumnezeu. Zice, Doamne, sunt impresionat când văd lucrarea Ta. Mă uit la un copilaș și vă mărturisesc. Sunt de-a dreptul uimit. Sunt copleșit când mă uit că din două lucruri pe care nu le vezi cu ochiul liber, se formează niște mâini, un căprușor, niște picioare. Crește. Se uită la tine apoi, zâmbește. Și vine o vreme în care și încearcă să te păcălească, dacă poate. Și de multe ori și poate. Minunea minunilor lui Dumnezeu. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Amin. Pe de altă parte, zice David, Doamne, în cartea Ta sunt scrise toate zilele vieții mele mai înainte de a fi fost una dintre ele. Acum trebuie să vă spun sincer că nu știu precis de când începe Dumnezeu numărătoarea. Că o începe de când se înfilipă acolo primele mădulare într-un loc tain sau începe numărătoarea de când copilașul vede lumina zilei. Noi oamenii începem numărătoarea de atunci. Când te întreabă cineva câți ani ai, de obicei îi spui de la data de naștere, dacă o știi. Sunt oameni care nu și-o știu. Dar trecând peste lucrurile acestea, un lucru stă în picioare și va sta mereu. Zilele vieții mele și zilele vieții tale sunt hotărâte de Dumnezeu. De aceea nu noi avem dreptul să decidem asupra lor câte să fie și cum să fie. Citisem într-o altă parte despre un artist al cărui nume nu vreau să-l rostesc de la momentul acesta, că dorind să trăiască mai mult, să se ferească de orice riscuri, când dormea într-un fel de sicriu de sticlă în care aparate sofisticate îi controlau componența, presiunea, temperatura aerului și așa mai departe. Și voia să trăiască mult. Dar din câte am ajuns să cunosc, n-a ajuns nici măcar vârsta mea.
Pentru că indiferent dacă ești om simplu sau dacă ești împărat, om de știință sau plugar, zilele nu le hotărăști tu și nu le hotărăsc eu. Sunt hotărâte de Dumnezeu și sunt scrise de acolo. Acolo sus, în cartea Lui. De aceea, noi putem să facem urări câte am vrea noi. Dumnezeu este Cel care hotărăște, binecuvântat să fie El. Amen. Pe de altă parte, aș vrea să spun că pe lângă faptul că avem responsabilitatea să-i privim pe copiii noștri ca pe un dar din partea lui Dumnezeu, ca pe o lucrare a mâinilor Lui, pe care El, la un moment dat, o aduce și ne așează în brațe, spune, de aici înainte, până aici eu am lucrat, de aici înainte vreau să lucrez și tu împreună cu mine. Pe lângă lucrarea aceasta, avem obligația și responsabilitatea uriașă să ne creștem copiii pentru Domnul. Amin. Amin. Să ne ajute Domnul aceasta. În Psalmul 78, Asaf, omul lui Dumnezeu, care a creit în vremea lui David și el spunea, Tu, Doamne, ai lăsat o mărturie în Iacov și ai dat o lege în Israel. Două lucruri care împreună constituie obiectul învățământului într-o familie creștină. Mărturia este înregistrarea lucrărilor lui Dumnezeu, iar legea cuprinde suma poruncilor Lui. Când te uiți la lucrările lui Dumnezeu, poți să-L cunoști pe Dumnezeu, poți să tragi concluzii despre El. Când citești despre legile Lui, despre poruncile Lui, capeți învățătură cu privire la viață. Știi cum să te porți, cum să lucrezi, ca să-i fi plăcut Lui. Și omul Dumnezeu Asaf, adresându-se părinților din generația lui, le spunea, voi creșteți-vă copiii în frică și temere de Domnul. Și pentru ca să-i învățați bine, aveți la îndemână mărturia și aveți la îndemână legea. Prin gura profetului Isaia, Dumnezeu își îndemna poporul, zicea așa, la lege și la mărturie. Problema este însă că noi, părinții de astăzi, am devenit atât de ocupați încât nu mai prea avem timp să le povestim copiilor noștri și nu mai avem timp să citim cu ei din Cuvântul lui Dumnezeu. Mi se cere o înțelepciune deosebită în a ne administra activitățile zilei în așa fel încât să ne rămână timp pentru copiii noștri. De multe ori înțelepciunea aceasta se pare că ne lipsește și investim mai mult în lucruri care sunt de mai puțină însemnătate. De multe ori investim mai mult poate în compania noastră sau poate în cariera noastră sau poate în ogorul nostru sau în alte lucruri de felul acesta, în hobby-urile noastre. Și cum spuneau frații la ora de rugăciune, de multe ori așteptăm ca educarea copiilor noștri, chiar dacă suntem creștini, să o facă biserica, să o facă învățătorii de la școală duminicală, pastorul, comitetul, predicatorii și așa mai departe. Împărtășesc ideea susținută de frații de la ora de rugăciune și anume ideea că părinții creștini sunt cei din tâi învățători și cei mai competenți și cei mai aproape de sufletul copiilor lor. Competența sau responsabilitatea pastorului, a fraților din comitet, ajunge până la ușa casei voastre. De la ușa casei voastre spre interior iese în întregime responsabilitatea voastră. Acolo noi nu putem intra decât dacă ne dați voie, decât dacă ne chemați atunci când situația o implică. Dar responsabilitatea aceasta este a părinților. Cea mai mare binecuvântare pe care voi, ca părinți, o puteți transmite copiilor voștri, o puteți asigura copiilor voștri, este o atmosferă de spiritualitate în căminul vostru. Ne dorim în biserică să fie la părtășirile noastre o atmosferă de înaltă spiritualitate. Dorim ca în locul acesta să se proclame învățătură sănătoasă. Dorim închinarea să fie sănătoasă și lucrurile acestea sunt lucruri bune și dorințe bune. Dar așa să vă spun, toată munca pe care o facem în casa Domnului duminica, se poate pierde în 6 zile a săptămânii, puțin câte puțin, și apoi duminica viitoare să reclădim din nou și ca și cum am clădit pe nisip. Clădești un pic, vine valul, șterge din nou. Ia clădești un pic, iar vine valul, ia șterge din nou. Dar dacă eforturile voastre acasă
se împletesc armonios cu eforturile noastre în biserică, Dumnezeu privește cu ochii bun lucrul acesta și vă dă ajutor. În casele voastre să fie întotdeauna, să fiți preocupați mai mult decât de pâine pe masă, de o atmosferă duhovnicească în cămin. De prezența lui Dumnezeu în casele voastre și în casele noastre tuturor. Ăsta e lucrul de căpătâi. În al doilea rând, va trebui să reducem pe cât posibil, cât stă în puterile noastre, orice sursă de învățătură greșită care s-ar putea găsi. Și cu tristețe trebuie să vă spun, noi părinții creștini de multe ori facem greșeala că ducem în casele noastre obiecte puternic infectate cu virusul și păcatului și le punem obiectele acestea la dispoziția copiilor noștri. Unul dintre ele este televizorul. Poate că unii dintre dumneavoastră mă veți socoti cam retrograd. Dar odată mi-aduc aminte că am purtat o discuție despre care v-am mai vorbit cu un reprezentant al unei companii furnizoare de servicii cablu și în finalul unei discuții de 45 de minute, omul acela mi-a spus că, adică m-a întrebat de unde sunt, pentru că a văzut după accentul meu că nu sunt din loc, m-a întrebat de unde sunt, i-am spus, nu știam unde este România, el l-a întrebat și eu de unde este, era din Turcia, și fiind din Turcia nu știa unde este România. Și atunci, deși mă îndemnase și îmi spusese că televiziunea este un mijloc de educare, i-am spus, domnule, dacă dumneata fiind din Turcia nu știu unde este România, atunci stai la televizor și educă-te mai departe. Educația copiilor noștri n-ar trebui să fie făcută de televizor, nici de calculator și de către noi ca părinți. David în Psalmul 139, în final, îl întreba pe Domnul, îl ruga pe Domnul ceva. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Ceartă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Măcar că era destul de înaintat în vârstă, el n-a uitat că este călător. Ținta lui este cerul. Aș vrea să vă spun, copilașii voștri, pe care de la Domnul i-ați primit, sunt călători pe calea către veșnicie. Calea aceasta va trebui să le-o arătați voi. Spunea înțeleptul Solomon în Proverbe 22, cu versetul al 6-lea, învață-l pe copil calea încă din copilărie și când va îmbătrâni, el nu se va abate de la ea. Stați de vorbă cu copiii voștri. Alergați mult, sunteți harnici, știu lucrul ăsta. Dar nu e atât de important să tot agonisiți, oricum lucrurile pe care le agonisim în lumea aceasta pierd. Cel mai important lucru este să investiți în copiii voștri. Am stat de vorbă cândva cu un frate slujitor într-un oraș de aici, din Nord America, n-am să vă spun nici numele fratelui slujitor și nici orașul. Și fratele acesta mi-a spus, frate Iosif, sunt de multă vreme în America de Nord, în orașul acesta, și aș fi putut să am și eu cel puțin tot atâta cât au alții la care poate noi ne uităm. Casă mare, garaje multe, mașini nu știu de care, dar eu cu soția mea, în urmă cu mai mulți ani, am hotărât, am luat o decizie. Decizia noastră a fost să investim mai mult în copii. Și îmi spunea el, de aceea, după atâția ani de stat aici, în societatea asta îmbelșugată, mă vezi că stau încă într-un apartament și destul de modest. Am hotărât cu soția mea să investim mai mult în copiii noștri. Și cred că a fost o decizie înțeleaptă. Nu m-am mai întâlnit cu fratele acela să-l întreb, dar cred că, făcând o decizie înțeleaptă, lucrurile au mers bine în dreptul copiilor lui. Aș vrea să mă apropii de încheiere și aș vrea să vă mai spun ceva, apoi, cum spuneam, închei. Noi vrem să căpătăm ajutorul lui Dumnezeu în creșterea copiilor noștri. Așa e? Fără ajutorul lui, noi nu suntem în stare. Avem prea multe piedici care ne stau înainte. Pe lângă dificultățile care izvorăsc din firea pământească prezentă și în copiii noștri, așa cum a fost prezentă în noi, în vremea de astăzi, parcă și legislația a devenit tot mai îngustă și ne-a luat din mâini multe din metodele de disciplinare pe care părinții noștri le aveau, ne vine tot mai greu să
ne educăm copiii bine, să avem cinste după ei și nu rușine. Dar cu toate acestea, vreau să vă spun, încă se poate. Vreau să vă spun un lucru la care m-am gândit aici, stând pe bancă, astăzi. În măsura în care voi veți vrea să lucrați împreună cu Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu în biserică, în măsura aceea puteți aștepta și puteți cere ajutorul lui Dumnezeu în problemele familiei voastre și în mod deosebit, în mod particular, în creșterea copiilor voștri. Dacă lucrarea din biserică, dacă lucrarea lui Dumnezeu din vremea de astăzi vă va lăsa indiferenți, s-ar putea nici el să nu răspundă prompt atunci când îl chemați în ajutor și vreți să-l binecuvânteze copiii. Deci îmi doresc ca voi să fiți niște părinți implicați activ, plenar, în activitățile din biserică și în orice altă lucrare care aduce slavă lui Dumnezeu. Și făcând așa, veți putea conta și voi la rândul vostru pe ajutorul lui Dumnezeu. Se merită să investești în copii, pentru că, întâi de toate, veți fi voi înși vă răsplătiți. Spunea Solomon în Proverbe un cuvânt cam tare. Eu am să vă spun numai prima parte, partea a doua o să o citiți când vreți. Poate acum sau poate acasă. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său. Dar, și mai departe, citiți voi acasă. Cu alte cuvinte, felul în care ne creștem copiii se răsfrânge asupra experiențelor noastre, asupra trăirilor noastre. Vom avea bucurie dacă îi creștem bine și vom avea mâhnire dacă nu ne vom ocupa îndeajuns și bine de creșterea lor. În al doilea rând, investind în copiii noștri și crescându-i bine, vor fi ei înșiși binecuvântați. Pentru că Dumnezeu îi va însoți în călătoria vieții. În al treilea rând, va fi bine și frumos dacă vom investi în copiii noștri, pentru că Dumnezeu va putea să-i folosească în lucrarea Lui ca pe niște vase de cinste. Domnul să binecuvânteze și copiii voștri și toți copiii bisericii. Amin. Acum vom trece la altul propriu-zis în care deasupra fie